convocați pentru astăzi de ședință ordinară a Consiliului Local pentru instituția numărul 4 din 11 a domnului primar. Din cei 15 sunt prezenți 14, lipsând domnul Boacă Leonard. Fiind prezenți toți consilieri, ședința este legat constituită și se poate începe lucrările. După cum cunoașteți pe ordinea de zi transmisă, sunt 10 puncte și se propune includerea pe ordinea de zi a încă 3 proiecte de hotărâre pentru care s-a primit avizul, cel privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ATIP, privind modificarea anexei numărul 1 la HCL 98, privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, și privind utilizarea din excedentul anului precedent a sumei pentru acoperirea golurilor de casă. Dacă nu mai sunt alte probleme, supun aprobării proiectului ordinii de zi completat cu cele 3 proiecte de hotărâre. Supun totodată procesul la vot, procesul verbal al ședinței din 15 aprilie 2017. Mai și cel din 21-12-2017. Având în vedere opțiunea domnilor consilieri din ședința din 23 noiembrie, îl invit pe domnul președinte să treacă în cerință. Da. Mulțumesc. Domnul președinte, înainte de a intra pe ordinea de zi, aș dori să fiu înștiințat sub personalul de la cele trei compartimente care au de prezentat raport, ca la momentul când ajungem la ordinea pe zi, în cauză să fie prezent, să prezinte și pentru oameni și poate sunt și câteva întrebări sau clarificări cu privire la raport. Vă rog să notați în procesul verbal. Trecem pe ordinea de zi cu proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Bodea Gheorghe, reprezentantul Comunei Oituz în cadrul adunării generale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Bacău, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Dacă aveți discuții la proiectul ăsta, da, este vorba de domnul primar. Da, da, reprezentantul. Asta e. O întrebare poate ne ajută, doamna secretară. Ce legătură avem, în afară de faptul că suntem membri la ADIP, ce legătură avem noi cu CRAB-ul ca să le aprobăm tarifele lor? Păi asta îmi faceți singur răspuns. Suntem membri în ADIP. Okay. Consiliul de administrație format din reprezentanții tuturor trebuie să decidă, având la bază HCL-urile tuturor roatelor membri. Chiar dacă noi nu avem treabă cu CRAB-ul. Și pe noi ne afectează aceste prețuri, adică se aplică și deocamdată nu ne afectează, nu ne afectează. Adică prețuri din noastre, care le aprobăm în Consiliul Local. Da, da. La nivelul noi nu suntem afiliați. Dar eu zic că ne-am supărat dacă nu ne-ar întreba. Dar nu are cum să ia hotărâre, adică ieșim din asta. Dar noi nu suntem bine, sigur că acest proiect parcă a mai fost odată pe ordinea de zi, prin noiembrie, parcă, cu prețurile și a fost retras. Da, a mai fost. Ba da, a fost tot așa cu prețul și a fost retras. Nu știu dacă s-a fost retras, dar nu vă contrast. A fost retras tot de zi. Ați în discutiv? S-au modificat în pisa asta. Da. Supun la vot proiectul vostru. Cine este pentru? Proiectul la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale al patrimoniului asociat de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Aici ați văzut, spune domnul. Domnul președinte, aici hotărârea este pentru comunele cu populație între 5.000 și 10.000 de locuitori. Cotizația este de 6.000 de lei. Anul trecut și cu anul urmă am plătit câte 2.500 de lei, da? De raport nu este o motivație. De ce s-a ridicat prețul așa tare? De la 2.500 la 6.000, totuși o sumă. Dacă poate să-mi explice cineva. Știți ce v-a zis când l-a adus în ședință? Nu cred că a aprobat ei acolo. Membrii. Dar nu sunt eu. Cum suntem obligați să aprobăm suma care o solicitau, care o cer după ei? Părerea aia, eu consider de mult 6.000 de lei. Sunt și eu de acord că suma este una mare. Mai ales pentru că, nu specific, atâta zic, pentru implementarea în bune condiții a proiectului. Dar
care sunt aceste bune condiții, cred că ar fi bine să amânăm și să ne trimită o informare de ce, sau să justifice acest preț, această cotizație. Mai sunt întrebări, discuții? Supun la vot proiectul, cine este pentru? Iar... Domnule, aia sunt... Patru? Domnul Ionel, domnul Neniu, Ionel, Romică, Corcoman, domnul Dorin, nu? Ce? Nu, mă, pentru amânare. Era pentru proiectul de hotărâre. Da, eu nu, mă, n-am zis. Deci, avea standard pe număr de locuitori. Cine este împotrivă? Nu împotrivă. A fost doar împotriva proiectului, că votăm proiectul. Atunci ne abținem. Și cu asta să trimitem o adresă către ei, să ne spunem exact ce s-a întâmplat. Suntem împotriva proiectului. Nu suntem împotriva proiectului. Să ne trimit o informare ca să justifice ce este. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuției și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeu în județul Bacău. Discuții? Nu avem nici comentarii. A fost digitația, a câștigat digitația. Facem supun la vot proiectul. Cine este pentru? Așa, o fără mai mult, sunt participantori. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor culturale, artistico-religioase pe anul 2018. Da. Îmi scrie la cuvânt? Da. Domnul Petrișor? Așa. Da, da. Un amendament. Îl zic la Corcoman acolo. Da, zic și de ala. Referitor la prețuri, aș vrea să subliniez câteva sume. Avem pentru transport la București 2000 de lei, pentru transport la Buhuși tot 2000 de lei. Și pentru Slănic Moldova, tot 2000 de lei. Din punctul meu de vedere, nu are cum să fie aceeași sumă la transport, ținând cont că distanțele diferă atât de mult. București, Buhuși, Slănic Moldova. Dar nu se deplasează cele... Da, 2000 de lei la București, 2000 de lei la Buhuși. Buhuși în Bacău. Păi da, dar se deplasează. Și Slănic e aici aproape, da. Corul deplasează. E foarte bine că se deplasează. E un transport mai mare, domnule. Da, să poate să fie două microbuzi. Păi și cu două microbuzi sau transport mai mare. Să ne explice, domnule. De exemplu, până la București am plătit ultima dată 1900 lei. Domnule, ce n-ați înțeles? Deci la București, e 2000 de lei. Da, și la Buhuși, unde s-a făcut 2000 de lei. Pentru Buhuși a spus 2000 de lei transport și pentru București tot 2000 de lei. De ce? Pentru Buhuși, da. Probabil că o să fie două. Dacă ce m-am vinte, așa a fost anul trecut. Dacă sunt două mașini, a fost 2000 de lei. Și anul trecut la fel a fost. Și pentru Slănic Moldova, tot 2000 de lei. Este aici, la... 20 de km. Trebuie două zile. Trebuie două zile. Dacă poate să ne zică domnul Oprea sau domnul Vice, care e suma totală pentru cultura acordată, vă dacă spune, se știe? Vă spun, 25 de lei. 25. Da, aici asta am plată. Da? 25 de lei. Ai abonat tu? Da. Trebuie să ne gândim că dacă ați observat dumneavoastră la 15 ani, la 17 ani, am pus o sumă mai mare. Și la 1 decembrie. Da. Am zis că la 1 decembrie oricum nu o să ne ajungă, dar să rămână de la 15 august, să avem pe 1 decembrie, că o să fie manifestări foarte mari. La 1 decembrie toate manifestările astea în cursul unui an, la nivelul Uituzului, în Moldova. Nu, acolo nu e, nu înțelegi. Care e? Te-a zis că Alba niște? Dar dacă începe și anul unde a rămas, s-a făcut un raport la doamna contabil la eliminatul public, parcă, nu? Deci, nu. Dacă e... Domnul apostol? Solicit să facă economii, să acordăm darul de Moș Crăciun tuturor elevilor de la unitățile de învățământ din comuna Uituz.
tot am instat, deci am văzut și la televizor, sunt multe comuni care dau darul, e liber de moșteșun. La noi am înțeles că nu se poate, nu este bază legală. Cum ar trebui? Noi, eu, problema asta, am vorbit cu domnul Claudiu, am discutat-o, ce-a găsit dânsul și ce că e legal și o să verificăm și noi, să dăm banii ăștia la școli și școlii se ocupe de treaba asta. Să băgăm în, pentru școală. Poate. Nu, trebuie să găsim, a fost alte servicii, cam așa ceva. Alte cheltuieli. Alte cheltuieli. Și dăm acolo. Ca să nu avem noi dureri de cap. Așa. Și școala își face și treaba lui lor. Sunt ca la fiecare ședință ordinară, domnul Umplea să prezinte ce activități au desfășurat în luna anterioară, suma alocată, suma cheltuită și economie. Deci să știm și toate fiecare ședință, domnule, în luna decembrie, s-au lăsat următoarele activități. S-a cheltuit suma de, au rămas atât. Nu e o problemă. Aș vrea să fac și o specificație, dacă se poate. Doamna Bede, am vorbit cu ea și la festivalul Păcitelor a la mea nevoie de suplimentare. Nu i-a ajuns bănuțe. Eu zic că festivalul ăsta... Să mă zic puțin ce... Festivalul ăsta are amploare de la an la an. Da, dar vreau să vă... M-a contactat și mie, doamna Bede. Vreau să vă readuc că noi din suma asta noi trebuie să mai reducem încă 10%. Este legii. Deci nu a fost pe ordinea de zi atunci. Păi nu, dar noi 5.000. Păi dar... trebuie să aprobăm acum atunci. Dacă e vorba de reducere. Per total. Noi per total, toate, per total noastră. Am lăsat tot așa la acolo. Dar per total noi trebuie să reducem 10% cheltuieli, toate cheltuielile. Păi, dar am vorbit cu doamna Bede și o să găsim altă cale să o ajutăm și pe dânsa. A, festivalul ăsta a început amploare. Nu, dar nu pentru festivalul ăsta, să o ajutăm mai degrabă. Propriu-zis la copii acolo ceva. Obice, dacă se fac economii din suma asta de 95.000 de lei, pot ia vă zic eu unde se pot face economii. Anul trecut la sonorizare la Sântilie s-a plătit pentru domnul Ureanu suma de? 3.500 de. Bun. Tot anul trecut am oferit eu sonorizarea la Festivalul Plăcintelor și s-a plătit suma de? 0 lei. Când v-am povestit destul de bine, domnule, primăria Căminul Culturalului Tuzi are sistem de sonorizare. Are bun. Are bun, da. Pentru că după ce s-a fost Sântilie, am cumpărat ce a trebuit. Da, deci aveți sistemul de sonorizare, ce primul și primul rând trebuie să gândim în felul următor. Deci modalitățile astea, da? Eu am povestit de și anul trecut. Avem fete în Comuna Uitus, care știți destul de bine, luna decembrie au fost bape la ProTV, bape la Antena 1, da? Bun. Părerea mea, și anul trecut, la 15 august, au fost și-au cântat în piață. Gabi Comănici a luat vreo 4.000 de lei, să și le-a luat bună ziua. 5.500. Bun. Știți cât a cântat? Uitați, după ce aia, au cântat o jumătate de oră. Gabi Comănici. Deci atât a cântat. Ei, ea, practic, ca și prestație, atât a fost. N-a fost mult. Restul au cântat fetele. Exact cum au fost și la festivalul la Plăcinte, care au fost foarte... Și sonorizare, și formație, și... Deci trebuie să ținem un lucru. Avem și noi sonorizare și... Prezentare. Domnul, modalități de ce trebuie economii? Sunt. Sunt. Și trebuie ajutat și doamna Bede acolo, suplimentată suma. Atunci putem pune suma de 3.000 la doamna Bede, la festival, de care se economisește de la sonorizare. La cât să stai acolo? Asta cu la manifestări. Poate mai trebuie să adăugați. Pa urmă. Cum supun? Cum doriți. Asta cât am mai solicitat, doamna Bede? N-a solicitat. N-a solicitat. De fapt, când a venit la mine, a solicitat pentru festival. A solicitat să o ajută pentru ONG. Pentru casa din copii acolo, cu altă la parte. M-am gândit la o soluție, dar să vedem cum și ce. Și atunci o să vă spun exact partea legală care este. Pe doamna Bede, vă spun că de ce s-o în plus? E, normal e... Dacă mai mult, că fiecare mai mult. Să pun la vot proiectul în forma inițială, nu? Cine este pentru? Condițiile pentru... Pentru majorarea prețului la... Ce majorare? Proiectul de votare în forma inițială, fără? Am spus, din economie, din economie, ca să poți face. Se poate ajuta și suplimentarea sumei. Asta am spus.
Întrebări? Eu vreau să-mi exprim regretul că se desfințează școala din Ferăstrău. Școala din Ferăstrău e foarte bine spus. Că nu mai sunt elevi. Nu sunt elevi, domnul. Câți sunteți? Deja la autoședință am înțeles era inspectorat. 1-2. Deci școala numărul 1 nu are. Acum salariul le dă inspectoratul. Deci școala numărul 1 are bani pe o lună de zile și școala numărul 2 de jos pe 3 luni de zile. Și o problemă trebuie să reduc. De exemplu, la numărul 1 se vă reduce câte un post. De învățător, de probleme mari. Copiii scad. Am investit nimic, am investit în școala aia, să văd aia de învățământ, dar m-au închis. Rămâne doar pe lumea. Da, domnul Dorel, dacă îmi permiteți. Da, domnul. Demografia nu e fixă. Poate să scadă, poate să crească. Clădirea, dacă se deteriorează... În momentul când toate din învățământ s-au oprit, nu mai funcționează, greu să merg cum e. Domnule, merge domnul Apostol că foarte mulți copii fac navete la Onești. Da. Din mici copii duci la leagă, de acolo sunt, știu, familii întregi. Care toți copiii, de începând de la 2-3 ani de zile, fac navete cu ei la Onești. Și acolo se duc și la școala generală, și la gimnazială și la tot. De asta. Sunt familii care le știu eu din Ferăstrău, câte 4 copii fac în fiecare zi navetă cu părinții. Îi duce și aduce, prin rotație. Și vorbesc și precis, familii din... Dacă nu mai sunt discuții, să supre la un proiect. Cine este pentru? Asta e. Trecem la punctul 6. Proiect de autorită prin modificarea hotărârii numărul 14 din 16-2-2017 privind solicitarea adresată Ministerul Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației unei părți din imobilii școlii generale din satul Poiana Sărată, comunul Oituș, județul Bacău. Știi despre ce e vorba? Acum mi s-a dat aviz favorabil. Și de la noi este iar. Câteva vorbe să putem spune ca să știi ce te trebuie. Informăm și de școlilor care poate n-au cunoștință de ce s-a întâmplat acolo. Școala este desfințată pe același criteriu ca și Ferăstrău. Funcționează într-o singură sală de clasă funcționează de reședință și restul este goală. Acolo există deja, funcționează un muzeu, dar nu avem contractul făcut ca să închiriem spațiul respectiv, dar obiectele sunt. Și va mai funcționa acolo sediul compărsor. Sediul compărsor, nu mai fac eu ședință și țin undura o ședință acolo. Și ocupă o sală mică din clasa aia. Vor să plătească. Eu zic că e foarte bine că plătească. Da, susțin proiectul. Asta e despre asta. Hotărârea anterioară s-a numit că ar fi fost cu dedicație, pentru că s-a spus în hotărâre cui se va da. Acum e modificată, nu se spune, se face și tot așa. Se face principiul, asta e scopul ăsta. Deci Ministerul de acolo cu... Da, este, dar nu era... Atribuie direcție. Asta era către asociația... Nu cu atribuie direcție. Nu era complet documentat. Și acum ați completat... Supun la vot proiectul, cine este pentru? Punctul 7 la ordine de zi, proiect de hotărâre privind reconstituirea Consiliului Comunitar Consultativ. Păi, domnule Oraș. Domnul președinte, am uitat, chiar acum am uitat de acest proiect. Nu mi se pare corect într-un fel. De la PMM și la PMP și la PNL nu e niciun reprezentant. De când la celelalte partide sunt câte doi. Dar putem mai suplimentar deci, problema țin neapărat, dar așa cum sunt și de la acele parte, ar trebui să fie și la BMP și de la noi la PNR câte un reprezentant. Nu țin neapărat să fiu eu sau nu știu ce. Cum credeți dumneavoastră? Dar la zic, trebuie să fie mai mult. Poate fi mai mult, dar să nu fie număr par.
Păi nu, păi dacă 15, 16, 17, dacă unul la PMP și unul la PND, o să fie 7. Dar cum e cu? Are... Da, are o nu are. Problemă, domnule, dar așa, pentru celelalte, în celelalte proiecte suntem băgați în seamă și ni se dă. Deci ce să nu fim și aici reprezentați? Ba, eu nu am nimic în pădure, dar vreau să zic că nu-i politizat Consiliul ăsta. E un Consiliu format de conducători de unități. Și hotărârea 71 din 18-2016 era în aceeași formulă, doar că era domnul Micu care nu mai este. Păi, nu e adică, în cealaltă formulă, cred că noi nici noi nu eram. Eu vin cu o propunere la sub să suplimentăm aici la proiectul ăsta, pe domnul Deunar la PNL și la PMP, cine dorești? Domnul vostru sau domnul Nen? Cine dorești? Și atunci aveți la problemă. Dar se vine așa și domnul Cătijor, mai avea de spus ceva? Da. Bine. Am mai explicat și anul trecut. Acest Consiliu are ca misiune să analizeze cazurile sociale pentru a preveni separarea copiilor de familie. De cele mai multe ori, DGASPC-ul cere un proces verbal la întâlnirea acestui Consiliu pentru a propune o măsură de instituire de protecție specială sau dacă să rămână în continuare în familie cu un plan de, servicii. Deci nu e o chestie care se supune votului sau asta. Fiecare membru își exprimă opinie cu privire la situația cazului prezentat. Și la sfârșit se trage o concluzie. Păi tocmai că sunt atâtea cazuri. S-au arătat și la televizor și avem cazuri și aici. Sunt în comun, în comună sunt atâtea cazuri. Și sunt cazuri în care stau copii și vorba aia, sunt dispărțiți de unul din părinți sau chiar ambii părinți pleacă și lăsați pe spinarea bunicilor care îți mai de capul lor. Știu cazuri. Și să pun la vot proiectul în forma inițială. Păi nu, dar să punem și cu dacă ce dorește. Păi și... în forma inițială, că așa se... A, în forma inițială, nu? În forma inițială, eu îl trei. Restul se abțin. Care trei? Domnul inginer, Damian și cu Mare. Și acum cu amendamentele propuse de domnul Leonard. Domnul Leonard și... Restul, nu? Da, de la primul trebuie să puneți persoana care dorește. Da. Vezi la asta, domnul primar? Eu nu mă, domnul. Din doi era mai scurt. Vreau să mergem în continuare cu proiectele suplimentate și trei rapoarte le lăsăm la urmă, da? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale al patrimoniului asociației de dezvoltare intercomunitară Bacău, ADIP. Dacă sunt discuții, supun la un proiect. Ce ne de metru? Aici, la ADIV, există o problemă. Pentru că noi ne mergem după un master plan pentru apă, canal. De-aia ne-l cere. Normal era să schimbăm puțin master planul ca să putem face fonduri din două părți, să putem să facem această dezvoltare apă, canal. Dar încercăm acolo, aprobăm așa și poate reușim să-l schimbăm, că vedem și cu aprobarea fondurilor, să vedem prin PNDL sau prin fonduri europene. Deja am adus ieri un consultant, s-a dus pe traseu să vadă, urmează acum să intre el în master planul care îl primite noi, acum acesta se afișează la nivel. Să vedem soluțiile, că am chemat până acum vreo doi consultanți ca să vadă ce soluție e mai bună, să scoatem pompele astea, că sunt foarte defectoase. Uitați, nu reușim să le rezolvăm. Bobinează una, se strică a doua zi alta. Pentru că și oamenii exploatează și nu sunt conectați la canalizare. Vă ridică oamenii capacul și aruncă acolo. Și când ajunge, se strică pompe, se strică, sunt în garanție, dăm la Alconep, Alconepul dă la Iași până din aia și uitați, așa stăm și ne chinuim. Și acum i-am dat soluția să căutăm pe unde îl duce canalizarea ca să mergem mai mult prin gravitație. Și de aia o să trebuiască să implementăm, să dăm bani pentru
că suntem prinși legați, domnul Osoro știe mai bine, suntem legați de master planul cu canalizarea, care e pe etape, să nu putem noi să vrem acum și gata. Pe etape și pe zone. Și pe zone și pe asta. Și acum noi încercăm să le facem pe 3 ani ca să prindem fondurile, ca să nu se anuleze studiul de fezabilitate, să-l facem pe 3 ani, să nu aruncăm bani. Aici este problema, că după mine oamenii vor asfalt, dar noi trebuie să ne gândim că mai bine să terminăm întâi canalizarea, că dacă nu terminăm apa canalul, o să intrăm în sancțiuni de la Uniunea Europeană. Și ar trebui la oameni să le spunem de ce nu încercăm pentru asfalt și pe ăsta. Pentru că aici se dă bani mai ușor pentru apă canal și dacă le-ai făcut pe ăsta, este după aceea faci și asfaltul. Și dar să știi că asfaltul trebuie că-l faci înainte canalului. Păi da, că uitați unde am stricat puțin de-am băgat o conductă, oamenii au sărit în sus că am spart asfaltul. Îl reparăm, se repară, dar nu este. Ne-a povestit că undeva spre podul Turcului a luat un primar hotărârea și a mers pe mijlocul drumului cu canalizarea. Și fără să iau aprobare, primarul ăla nu mai este și acum nu știe cum să o scoată, nu vrea să vină, că și de Vrancea și de ăsta. Și a zis că de-abia acum consultantul ăsta poate să o rezolve cumva și cu niște fonduri, după ce bagă în stânga, în dreapta, guri din ăsta de cuplare, o să facă un strat de asfalt, ca să nu mai aibă cu drumuri naționale probleme. Că aveau cu drumuri naționale, nu mai dădeau asta. Și de-aia ar trebui să le explicăm și la oameni. E frumos când e asfalt, că ăla se vede. Ce bagi în pământ nu se vede. Dar ar trebui... Dar se simte. Dar se simte după aceea. Și de-aia ar trebui să, când vorbim cu oamenii, să le explicăm și treaba asta. Ei sunt, da, uite și azi a dat telefon că mie nu mi-ați făcut urmă până prin niște uricioare mici, dar nu poți să faci urmă deodată, ar trebui să aduci 20 de utilaje ca să le faci într-o oră, nu știu cum să spun, n-au răbdare, Bogdănești au închiriate 3 utilaje și tot n-a terminat. Da, în Călcăi s-a dus tractorul nostru și pe ulița aia principală mi-a dat telefon vărul meu, Osoroș Viorel, că pe acolo n-a trecut. E cea mai mare stradă, nu știu ce. Da, se va duce acum, dar între timp este un mort, domnul Cocoman, știi, și trebuie să faci în urmă. Când duci la biserică. Peste vară, și de-aia a plecat. Băiatul august. Da, și mă vedea, acum trebuie să faci în urmă, dați seama. Da. Trebuie urmă. La ăsta, cu master planul, să știți, o să încercăm prima dată Oituzul, marginea și faza a doua să meargă Călcâiul. Să vedem dacă am putea lega Călcâiul cu Ferăstrău. Să vedem și eficiența, că până nu avem pe unde trece la mână hârtie pe domeniul public, nu poate să se lege distanția asta de epurare și atunci trebuie soluția și atunci trebuie împărțit în două master planul ca să, eu vreau să vă previn să știți când o să ajungă banii care îi alocăm pentru... Deci proiectatul a dat soluția că să facem două, deci master planul este prins marginea peste vale, acum master planul ăsta, Călcâiul și Ferăstrău. Acum să împărțim proiectul ăsta în două, să meargă peste valea toată, Oituzul și marginea, în proiectul ăsta că e mai ușor, să obțină autorizație și tot. E o problemă, că o problemă este între Ferăstrău și Călcăi. N-am venit să băgăm canalizarea. Și atunci trebuie să vedem, ori să mergem prin expropiere, că există posibilitatea expropierea, că trebuie până nu avem documentația, mai ales cu fonduri europene, nu poți să obții. Și fonduri europene se dau până la 2,5 milioane bani de euro. Și prin PNDL se dă mai mult. Și atunci am încercat prin PNDL Oituzul și dincolo ăsta. Dar banii pentru proiectare, pentru ăsta trebuie, nu pentru proiectare, pentru studiu de fezabilitate. Cam atât. Supun la proiectul. Da, s-a supus.
Prima oară, aia să am zis domnul. Trecem la punctul 2 atunci. Domnul suplimentar. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la HCL numărul 98 din 10-11-2010 privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Hai, dacă nu poate explica domnul primar ce s-a modificat master plan. Pe ce s-a actualizat. Este un top jumătate de hârtie, master planul actualizat. Solicitarea a fost până acum, ne-a cerut să fie din nou hotărâre, ca să-l aibă și adibul. Problema e că îi dăm drumul așa și pe urmări trebuie să-i predicăm de anumite probleme cu care ne confruntăm noi. Uite că Bogdănește era legat de noi și nu s-au... Păi știu. Și nu s-au... Până la urmă nu s-au... Ai, i-a aprobat. Vedem. Păi da, cum? Dacă e... Păi i-a aprobat, dar să vedem dacă semnează și contractul. Păi da, dacă ce... Eu sunt convins că e da, dar odată ce l-a primit acolo și nu l-a respins... Pentru că noi ne trebuie treaba asta, adibul este intermediarul... Apar prevederi legale noi sunt... Adibul e intermediarul între noi și CRAB. Și atunci adibul merge la CRAB și CRAB-ul trebuie să ne dea autorizarea. Și ei trebuie să meargă după un master plan. Pe noi nu ne încurc, ar fi numai... Ar fi ăsta la master planul respectiv. Bahna, care e legat, dar nu ne încurcă cu nimic. Bahna vine direct în stație și avem ceva în plus care încasăm. Dar restul ei trebuie să facă, primăria respectivă. Doamna secretară, suferă amânare pentru proiect? Ei ne-l cere, ne-a trimis până acum de vreo două ori. Și ieri am primit adresă că au ședința AGA și la începutul lunii februarie și să facem să aprobăm în lunii anuale. Cum ar fi aici la primit acum, domnul Subiar? Dar ce așa de greu, domnule? Să actualizeze, nu sunt schimbări. Dar și în 2016 ați bătat la fel și nici măcar nu s-a adus. Și dacă aș fi de la vreți, mai știi? În fiecare an se actualizează cu... Ăsta este master planul aprobat când s-a înființat în 2010 și un pic la un an, la doi ani, când se-i pun modificări capași și modificări legislative, este... Modifică și master planul. Modificările astea sunt mai asupra. Exact. Deci, sincer să fiu, nu știu cât ați fi, fi avut dumneavoastră timp să-l studiați, este un top jumătate de hârtie master planul ăla, că eu fac griji, nici n-am cum să-l pun o dată la proiect, o dată la hotărâri, îmi trebuie un dosar așa. Are 200 și da. Ce 200? 500 are. Și el s-a gândit ca să nu-l mai trage după ce ieșea fum din copiator, mi l-a trimis pe... Da, Maria a făcut urât atunci, că vă dați seama, da, și domnul și ceva de hârtie numai la un proiect. Pe imprimantă electronic acum și să-l expunem pe ăla și ăla să-l aprobăm. Da. Trebuie o săptămână. Dar dacă am lucrat așa, îl punem aprobat, îl punem în brațe, că ei le-a vin mai ușor să-l ceară de la noi decât să-l ceară de la CRAB. Că doar exista la CRAB. Dacă e vorba să-i junim în brațe? Păi nu, dar le-a fost mai ușor la ADIP să ne ceară nouă decât să meargă la CRAB. Că e practic master plan, nu era. Noi numai l-aprobam și gata. Nu trebuia să-l scoatem noi, de aia vrea să-l scoatem noi și să... Da. Aveți acolo, puteți citi un pic și din raportul de specialitate și rezultă dacă ați reușit să... Păi da, haideți să le citiți atunci. Că au fost realizate investiții și că e o cerință obligatorie pentru accesarea fondului. De ce domnul Arbatru, care a fost să ne explice dacă... Da, și așa o spun, 4-4... Poate invita domnul Sărnic. Dar asta la primărie, de ce face aici? Da. Domnul Vice, îl chemați pe domnul Amalde? Nu. Cine trebuie? Să-l chemi, că urmează și raportul. Domnul Vice? Suntem un răspuns astăzi, neapărat. Da. Anunțați și poliția locală și pe domnul Boacă să vină să prezinte raportul. Toți practic. Îi dau eu lanțul pentru local și să vezi pe toate drumurile. Ce am întrebat, dar sancționat. Eu am făcut o jumătate de acasă până aici. Da, domnul, dar ce nu v-ați făcut cu mine? Eu am cauciucă, nu pot să ies cu mașina din
Pe jos, domnule. Da, pe jos am venit. Dar aici avem un acolo să-l scos un picior până nu-l bat la nere. În urmă, l-am aruncat să facă ce? Eu zic să-ți iei o mașină serioasă, pentru tine și să nu te mai încălzești. Da, domnule, mutați dumneavoastră niște bani cu bani. Cât aveți nevoie? O mașină, așa cum ziceți. Am glumit, domnule. Una semilată, dacă se poate. Ai văzut? Ai fost atâta o viață transportator și acum... N-ai fost în stare, n-ai putut acum te plângi. Nu mă plâng, domnule, am zis că a trecut cu lama numai pe pia zocă. Zi, dacă mai câte un șurub, da, bom, okay, făcea o mașină, ca, exact ca aia de la Cugir. Era unul la Cugir, lucra la fabrică acolo și nevasta îi spune, băi, dacă în fiecare zi luai câte o piesă, până acolo aveam mașină de cusuri. După un timp, băi, ce deșteaptă ești, a început să strângă șurubul și să ansambleze. Și nu mai ieșea de acolo. Și hai măi, sotre, mănâncă. Nu las-o ansambleze. Dar cine merge așa? Oricum îl aș aranja, tot pușcă mitralieră. Bine când ai știut tam. Îl luam așa. Așa o rabă sau o cisternă. Așa o rabă, nu mai zic nimic. Sau o cisternă. Sau un trailer. Ce dracu. Bun, hai să vedem. Păi, așteptăm să vedem domnul Magde, să vedem... Cu ce, cu focul ăla? Ce se întâmplă? Am dat acolo, el practic nu s-a schimbat. Ține o problemă de mentalitate. Să implice cu ce e. Da, da, da. Să ai zice să iei pe copa de 500 să-l citești și să-l mergi în ouă. Hai să-l mergi în ouă. Da, da, da. Nu, domnul. La proiectul de hotărâre cu... Da, urmarea masterplanului. Da, am înțeles despre ce e vorba. În baza documentelor trimise de către Asociația Bacău, s-a întocmit acest proiect de hotărâre, care, deci nici în plus, nici în minus, nu am ce să comentez vis-a-vis de ce este scris acolo, urmând ca reprezentantul nostru, viitorul nostru reprezentant, pe care îl veți alege dumneavoastră, să vină cu completări, cu hotărâri ce se vor lua la din Bacău. Nu am nimic ce să comentez în plus sau în minus vis-a-vis de ceva. Noi ne interesa, dar așa, măcar în linii mari, dacă vă știți ce se modifică în master plan, pentru că aici sunt niște actualizări. Nu, nu. Nu, alea vor fi discutate, probabil, nu probabil, mai mult ca sigur, în ședința de consiliu, adic, și se vor stabili, în mare, lucrurile sunt spuse acolo, e vorba de o... Mărirea unei contribuții care vine procentual din an în an se mărește. Eu le coroborez cu adisul, nu știu dacă aveți și adisul. Așa, și vedeți că acolo la adis, conform proiectelor întocmite de dumnealor la momentul constituirii, au prevăzut niște trepte de mărire anuale vis-a-vis de taxele noastre către asociațiile respective. Deci, cu siguranță, modificările care se vor face și se vor stabili în Arga Bacău, în adică în Consiliul de Administrație lor, vă vor fi comunicate în timp util dumneavoastră. Stați-vă un pic că urmează și raportul și colegii am înțeles că vor să mai întrebi ceva. Ce raport? Activitate. Al meu personal, dar am spus acolo exact ce și cum. În plus, nu am nimic de comentat. Dacă... Sunteți mulțumiți de ceea ce am expus eu acolo, scritic. Noi am citit,
Da. O să dorim să audă și oamenii cetățenii și poate mai sunt câteva clarificări. Vă ascult. Da, da, haideți să trecem până la punct, până la voce cu proiectul inițial. Să trecem cu proiectul și imediat să venim după aia la rapoarte. Deci supun la vot proiectul. Cine este pentru? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-am văzut cum am avea. 8, 9. Cum a venit la listă să vedeți după aceea iar așa. Și sunt împotrivă, Trecem la următorul proiect. Proiectul de hotărâre privind utilizarea din excedentul anului precedent 2017 a sumei pentru acoperirea golurilor de casă. Așa. Păi, aveți raportul doamnei și faci referire la o factură care n-a putut fi achitată. Vă pot spune, la proiectarea proiectului de hotărâre a fost o firmă din București. Și trebuie să plătim bani pentru acel proiect, dar o sumă mică, o diferență. Ei au adus factura pe 22 decembrie sau 23, n-am mai avut timp să plătească. Acum ei trebuie să dea niște date ei, dar nu vor să le dea că nu am plătit factura. Și acum baza legală a găsit-o, în excedentul ăsta de buget, putem plăti o factură de 20 și ceva de mii de lei. Dar chestia 50 de mii, e sub. E sub. Da. Asta e plătura. Nu, dar sunt bani. Supunem la vă proiectul. Cine este pentru? Nici dacă nu se face. Asta o țină la tine. Am văzut ce de anul trebuie. Trecem la... Proiectul 7. Nu, 8. Raport privind activitatea desfășurată de poliția locală a primăriei Tuzla în perioada 1 iulie 31 decembrie 2017. Acum aia acum. Dacă nu este poliția, să dăm următorul proiect și poate între timp vine și poliția, nu? Duceți-vă la Alie. Raport de activitate. Serviciu apă canal, domnul Francis Boacă l-a întocmit. Dacă aveți întrebări, dacă nu trec să prezint, încep cu capul. În ce privește raportul de activitate, vreau să precizez de la început că toate problemele pe care le-am semnalat în acest raport, deci nu au fost specificate în proiect, e vorba de manualele care le-am studiat, e vorba de manual de specialitate și de experiența pe care am avut-o până în prezent. Așa, începând cu primul punct, la bazinul de stocare apei este necesar montarea unei instalații de clorinare. Este nevoie de această instalație deoarece sursa de captare a apei este la adâncime mică, e vorba de 3,5 metri, așa, și din punct de vedere fizico-chimic toate analizele sunt bune, în schimb, din punct de vedere bacteriologic, în unele perioade, mai ales când încep florile, sunt probleme cu aceasta. Și tratarea apei cu radiații ultraviolete nu prea este recomandată. Cea mai bună metodă de tratare a apei sunt radiațiile, este metoda prin clorinare. Așa, și totodată, datorită faptului că adâncimea de captare a apei este mică, în perioadele când apar ploi, mă rog, acest lucru nu s-a putut prevede niciun proiect, asta a fost situația, așa, apa se tulbure și este nevoie de o instalație de filtrare. Domnul, simplificați un pic. Noi am citit hotărârea, domnule. Păi și atunci ce să vă mai prezint? Simplificat în mare. Domnul, proiect ce să vă spun, sunt acolo. Nu e o problemă. Că așa noi ce trebuie să facem? Domnul Francis. Da, păi tocmai exemplu, nu vă fix, stați. Deci primele două puncte trebuie să neapărat realizate. Aceste două instalații trebuie montate într-o clădire, dacă ele nu sunt montate pe o perioadă de iarnă gheață și ca atare trebuie făcut schimbul de teren. Așa, care se vorbim de mult. Poftim? Care se vorbim și de mult. Da, de da, bine, eram întâlnire să discut. Cu dar la mâna lor, nu cândva. Cu abonații. Nu avem niciun contract încheiat din cauza că până în momentul în care nu am prețul aprobat, de la NRSC București, nu avem licență, nu putem încheia contractul cu abonați. Spune, doamna postă. Din raportul domnului Francis, că rezultă
neregul constatat la sistemul de alimentare cu apă și la sistemul de canalizare. Deci, în faci ce a fost cu toate neregul, probabil că le-a constatat. Da, care am reușit să-l constat și le-am dedus eu din fel cum a funcționat nu instalația. Nu se specifică nimic despre stadiul autorizării. Da. Câte familii sunt raportate la sistemul de alimentare cu apă, câte la sistemul de canalizare? Despre dotarea serviciului. Cam asta mă gândesc. Da, referitor la, cum am răspuns și domnul inginer, deocamdată nu vă pot da un număr exact în ce privește. Eu am până acum înregistrat un număr de 800 de cereri aproximativ la alimentare și 115 la canalizare. Așa, însă numărul e mai mare, dar nu pot să fac contract cu ei până în momentul în care nu am prețul la apă și la canal. Deci eu merg să închei contract, dar zice, băi, dar tu ce preț ai pus? Prețul ăsta eu nu pot să-l pun din burtă până nu am aprobare de la NRSC București. Da. Și prețul de la NRSC București, după cum v-am anunțat, până în luna iunie am corespondat cu ei și în luna iunie mi-am anunțat că toate autorizațiile trebuie trecute prin serviciul apă canal. Până în momentul de față am autorizațiile de la Apele Române, inclusiv abonamentul, și am autorizația sanitară. Urmează ca săptămâna viitoare, cel târziu, să obțin autorizația de mediu, după care pot înaintea prețul. Câți ani dat sunt la... Tot timp? Câți ani dat sunt la serviciul apă canal? 2? Nu, 4. 4? Da. Dumneavoastră, domnul Popa? Contabilul și încă domnul Arsenie. Dar s-a angajat și contabil deja? Da. Care prin detașare. Dar mi-amintesc că înainte de a fi dumneavoastră șef serviciu, am vorbit și am spus că în cazul în care veți fi acceptat pentru acest post, nu va mai fi nevoie de contabil pentru că dumneavoastră veți efectua și acele activități. Asta ce am discutat împreună. Nu se poate. Domnul Apostu, n-a pus schimbarea asta tocmai ca să putem băga un contabil. Da, asta mi-a fost o discuție cu tatăl meu. Da. Și mă gândeam de moment și acum sunteți șef serviciu. Deci sunt patru angajați, dar deja avem șef serviciu, contabil și dacă e un muncitor, e Popa. Mai trebuie un armator și să urmeze pe Popa. Cât să mai are? Puneți-vă în situația, eu în calitate de inginer mecanic, eu nu am cum să fac, una la mână, să fac probleme și contabilitatea în cadrul serviciu. Și al doilea, ca să am constatat deficiențele care le vedeți acolo, să știți că nu sunt de la o zi la alta, că alea trebuie să te uiți într-un manual, să te duci să vezi la fața locului, să urmărești comportarea instalației, deci nu am cum să fac și probleme de contabilitate să fac și ăsta. Evident că contabilul nu este administrator societății, conducătorul, e clar, că de când e lumea asta. Și la orice întreprindere trebuie să fie două semnături. Deci primarul nu mai are nicio treabă cu serviciul. Da, sunt noi am încercat să punem un contabil de la noi. Nu-i compatibil. Nu-i certiză. Că am vrut. S-au blocat postul, nici n-am mai putut angaja. Noi nu mai făceam schimbarea dintre șef serviciu și Francis ăsta. L-am făcut schimbarea asta că nu venea niciunul contabil. Sau de două ori s-a scos postul de contabil. Nu a venit. Hai să schimbăm și urma să schimbăm ca începător contabil. S-au blocat posturile. N-am deplinit condițiile. S-a prezentat. N-am deplinit condițiile. Și nu s-au înscris alții. Și atunci am zis, facem schimbarea asta să putem băga un contabil începător. Între timp s-au blocat posturile și singura soluție găsită la nivel de administrație a fost să luăm pentru detașare. Și de la ce societate aveți detașat? Detașarea e din 6 în 6 luni, maxim un an. De unde? De la ce societate? De la o societate de contabilitate. Păi, dar și secretă? Nu, eu nici nu știu. Eu nu știu. Este substanță secret specializată de contabilitate. De contabilitate. Nu știu. Mi se pare că de la altul loc au asociația contabililor. Când estimați domnul Bach să va în casa... Din România. După cum decurg lucrurile, eu zic că am cel mai repede în luna mai. Da, dar... Și atunci, în luna mai, apa va fi și va îndeplini și condițiile să fie... Apa nu mai are cum să îndeplinească condițiile de calitate, să zic așa, 100%, că se poate întâmpla, că dacă plouă 2-3 zile non-stop, atunci niciodată. Și atunci putea să cărțim în oameni bani, dacă nu e de conform, apa nu poate. Probabil, în promos, îi recuperăm înapoi, să ne dea în mai, nu? Se poate bea apa, nu e nicio problemă. Problema este că se infiltrează, deci chimic este perfectă apa. Nu mai bacteriologic. Când merge cineva, domnul primar, și ne face plângere la...
bea apa să îmbolnăvești un copil. În cazul în care se întâmplă... Să face, domnule, trimestria, nu mai puneți bolovanul, treaba cu bolovanul. Și punem și dacă mergeți la toate fântânile... Să știți că nu referește, e vorba de atâta populație. Toate fântânile sunt mai rele decât apa de la Ciuciu, mai vorbim. Ne punem ăsta, luați-o și la Onești, unde-i tot și luați analiza A și luați... Sunt puse afișe că nu este potabil, lumea să știe. Cine a pus lumea afișe să vadă, să vadă certificatul care se face de către DSP? Unde? În fiecare an avem contractul de DSP-ul trimestrial, facem... Foarte bine, dar să fie adus publicului, ca să știe că nu este patru. Dar publicului, dar trebuie să-i punem publicului zilnic, mai angajăm 7, că publicul vrea să-i fac urmă până în fața casei, vrea să-i mături, vrea să-i dai crengile, publicul nu mai vrea nimic, numai pretenție, nu mai fac nimic. Dar din fântâna lui să aruncă în stradă, aia nu vede. Dacă eu n-am nimic cu publicul, dar cam suflăm pe public că noi ca consilier nu mergem să-i strângem puțin pe public. Numai hai să le facem. Hai să mai lăsăm și chestia asta politică, hai să o facem și pe aia administrativă. Ce competență avem noi să strângem publicul? Păi da, să-i spunem, domnule, după lege, uitați, asta e atribuțiunea dumneavoastră, nu e atribuțiunea primăriei. Dumneavoastră trebuie să faceți curățenie în fața curții, dumneavoastră trebuie să faceți să nu aruncați gunoi, dumneavoastră nu trebuie să scoateți apa în drum. Domnul are 5 minute, dar de ce nu fac treaba asta, domnul primar? Dar nu-i fac, am astupat, nu mă comunicăm, că degeaba faci. Am pus coșuri, după... Imediat după anul nou le-a răsturnat și le-au smuls, domnule, coșurile. Și trebuie... Câte s-au smuls? Două, trei, suficient. Și toate au fost răsturnate. Păi trebuie să facem cu ei puțină cultură, să mergem, să le spunem. Nu numai, hai, las că o rezolvăm noi. Hai că pâlpâie becul acolo. Păi le-am pus mai multe becuri decât trebuie. Peste tot este un bec la ăsta. Pe fiecare sunt și acum aproape la fiecare sunt. Secția de cultură trebuie să se ocupe să informeze mai mult. Păi nu, ar trebui deci să le... să informeze, să le explice. Păi este. Frumos, nu? E ușor nu, să... Toată lumea întinsă... E ușor, las că să rezolv eu și facem o hârtie scrisă și am rezolvat. Divină primarul că n-a ajuns peste tot, să-i vină nu știu cine. Hai să fim și puțin realiști, nu numai cultură, facem numai... Domnule, hai să facem și administrație. Dacă e, eu vă spun un aparat de specialitate care are atribuții să sancționeze. Să meargă să sancționeze. Consiliul local, da, indiferent de ce comisie face parte, nu are nicio atribuție să sancționeze. Hai să vă spun că acum facem, nu știu dacă a băgat proiectul, doamna secretară vă spune de când mă rog de poliție, că până la urmă vreau să vă propun să deschideți. Există comisie de disciplină, trimiteți la comisie de disciplină. O să încerc, pentru că au în sarcină în serviciu și zice să avem hotărâri de consiliu cu amenzi. Acum o să vin și cu asta să facem consiliu de... Pe tine a făcut-o acum. Păi uite, am pus-o de 7 ori, i-am dat personal la fiecare atribuțiunile. Pot să vă scot. Trebuie să intru la sancțiuni. Ei ne-au dat în judecată de când era domnul Ostoloș. Ne vine acum cheltuieri de judecată. Și nu le-am dat 20 de lei. La cursul toți? Doi. Consilierii vechi știu că le-am dat norma de plată de 24 de lei. Am zis, hai să le dăm 24 în continuu, că era 30 de lei. Că nu te obligă legea să-i dai normă de hrană toată luna. Păi dacă ai bani, dai, dacă nu ai... Nu-i dai. Dar ei noi am zis, hai să-i dăm 24 de lei pe tot anul și ne-a dat în judecată. Și acum dăm 1500 cheltuieli de judecată, că ei au câștigat, că așa e legea, și acum când votăm, trebuie să le tăiem norma de hrană ca să se învețe minte, că ne cere de sus să reducem cheltuielile cu 10%. Și de unde reduce închetă? Nu au activitate, nu vor să se ducă, nu ăsta, stau, le tăiem. Și iau normă de hrană 30 de zile pe lună, cât are luna, nu ia numai cât lucrează. Și cu 23 de legitimări. Păi nu? Și nu vor să muncească, ei merg numai hârtii fac, atâta fac.
Păi atunci ori îi desfințăm, trebuie să vă gândiți că sub ordinea dumneavoastră, ori le dăm două luni de zile normă de hrană 32, că așa e legal, sau nu le dăm deloc și cu asta gata. Nu sunt sub ordinea Consiliului Local, sunt sub ordinea dumneavoastră. Uitați, i-am chemat, unde-i poliția? Nu vine niciunul. Nu vine, vedeți? Uitați cât ascultă, nu vine niciunul, nu vrea să vină. Există... Disfințați, domn primar. Există comisie de disciplină. Și așa, dar am zis de prima dată că nu văd eficiența lor. Nu este nimic la cumpărat și mașină și tot degeaba. În afară de plicurile alea care le duce în loc de poștaș, asta fac. Nu i-am văzut niciodată la patru. La ne am văzut odată să vadă să iau la un cetățean acolo, măcar să-i dea un scris ceva acolo, că aruncă zoaie din drum. Domnule, de desfințat, serviciul ăsta e ușor. Trebuie desfințat ei ca persoane locuiți cu alții. Și așa e bine. Serviciul ăsta e un mai proiectivit. Dar am cheltuit o grămadă de bani cu haine, care costă, calificare, îl schimbăm ăsta. Cursuri de specializare? Da. Acum am înșelat de să nu la cursul de specializare. Îl dăm afară. Trebuie un șef care să-i țină. Da, când era domnul, cum îl chema? Da, acum o să facem o hotărâre. O să facem o hotărâre. Da, și punem dintre ei care să punem un șef, ca să știm cine tragem la răspundere. Pentru că ei dă vina unul pe altul, că nu se poate așa. Trebuie pus unul. Acum, când vine ăștia, i-am trimis la punț, când vine de la punț, atunci am vorbit și fi raportul de atât de la poliție locală. Nu, deci raportul eu sunt nemulțumit, vă spun sincer. Ne-am mulțumit. Da. Păi ne-am mulțumit, domnul primar, că ei din 2 ani de zile de când suntem, noi ne scot în față că primăria a făcut economii 9.500 de lei că au împărțit ei scrisori. Păi da, și noi, pe nouă ni costă 2 miliarde pe lună salariile, pe anul. Și ei, de fapt, nouă, remarc, că noi am economisit bani cu ei, 9.000 de lei. Se laudă, pe aia spun că ei, noi am făcut economii că sunt ei aici. De 9.000 de lei și în rest au făcut 23 de lege de mărge, 32 de drumuri la bancă. La un nivel de comună, poliția locală este necesară. Este necesară. Dar să-și facă datoria lor. Adică, trasea sarcini urmăriți, domnul primar în structură. Trebuie la dispoziție nou. Domnul președinte, eu vreau să subliniez ceva. Eu sunt serviciu apă canal, este în subordinea Consiliului Local și mi-am aminte că acel consiliu dată pe lună, 1, 2, 3, 4, câți consilieri vor, să am și eu întâlniri cu dâns și să discut activitatea lunară și să ținem problemele mai din scurt. Ori nu mi treziți, ori nu din la sfârșitul anului, că dă raport de activitate, că ce ai văzut. Lasă, domnule, ținem din scurt și avem raport de activitate la fiecare săptămână, fiecare lună, cum doriți dumneavoastră. Și să vedeți și dumneavoastră ce probleme sunt în cadrul serviciului. Nu mai au discuții că problemele sunt prea simple, că nu știu ce, ca să vină să vadă cum se rezolvă probleme, să vadă câte probleme implică rezolvarea unei probleme în domeniul apă și canal. Că la prima vedere pare foarte simplu. E cea mai pretențioasă activitate din România, da. Și gândiți-vă că pentru noi și toată primăria este noutate asta. Acolo am înființat. Da. Dar nu e vorba de asta, domnule, că sunt probleme care nu se putea prevede nici în tema de proiectare. Așa e, da. N-are cum vrea cum să prevadă lucrurile astea. Când izvechi problema, atunci aveți. Exact. Și caută soluții tehnice, își cere aprobarea celui care livrează instalația, îi spun lui ăla care mi-a livrat instalația. Cum, domnule, zice, dar eu așa am primit instalația și trebuie să funcționeze. Stai, domnule, că de la funcționa și a merge, e digital, e lungă și felul cum e dat. Dacă îmi permite să spun și eu, papa. Era foarte ușor pentru noi să o dăm la CRAM. Dar n-am putut să o dăm. CRAM-ul trebuia, era o soluție bună. Dar n-am putut să o dăm, nu avem cum să o dăm. Nici acum nu putem să o dăm. Dar vă spun și așa că ne-am dus acum să punem sigilii. Că noi, de ce am făcut cuplarea asta la apă? Să vedem dacă duce. Că omul, dacă încep să iei bani și nu duce instalația apă, după aceea sare în cap. Acum văd că de ce nu merge. Să sparge o conductă, nu mai au răbdare oamenii pentru o oră. Că s-a spart conducta. Noi am modificat la pod de 3 ori conducta. Am mai lucrat aia acolo, o spart, o trebuie iar să intervenim. Sunt activități foarte multe. Sparge. Unii, fără să ne întrebe,
să duc ei și spar și aflăm și nu știu să cupleze și iară tu te repară. O să le punem la punct. E adevărat. Eu mă zbat în continuare să facem totul legal. Acum mai nou, nu ne mai dă voie, dacă vrem să facem extindere de apă, nu ne mai dă voie să mergem pe sistemul ăsta prin asanare sau cum e făcut sus. Trebuie numai prin forare la mare adâncime. Adică să mărești volumul de apă. Ca să mărim volumul de apă, trebuie să facem numai prin forare acum. Și pe pompă. Asta o să ne coste bine, dar dacă scupe PNDL și atunci o să mergem cu unul care merge, care e mai ieftin și îl băgăm suplimentar pe ăla, pentru că nu mai este apă prin pompe. O să coste mai mult, dar... Și noi, acum, stăm după două semnături. Una a ieșit, mai urmează să iasă semnătura lui domnul Boacă. Pentru că noi nu putem a plăti din buzunar acum penalizările la calitatea apei evacuate, autorizațiile, că nu avem cum să le plătim, că nu avem încă semnăturile și contul. Cum a apărut semnăturile, ne dă și contul în bancă și facem deja și chitanțiere și mergem la oameni și încasăm 20 de lei, verificarea instalației, punerea sigilului și primăria ia 15 lei autorizația de branșare. Așa este legal. Dar oamenii când ne-am dus, cum, dar ne luați bani? Vrea servicii fără bani. Bine, dacă a făcut e branșarea. Da. Vrea servicii fără bani. Deci acum, dar bine, nu să... Acum când plătesc totuși, au ajuns la concluzia că nu poți să-i dai fără... Nu există nicăieri. Și după asta scoatem ciușmelile, că n-are cum să plătească primăria apa înainte. Numai la ciușmele, bine să le lucrăm cu hidra, domnule. Noi, în momentul, noi atunci, într-un tabel, scrim, într-un tabel... Să zonă, nu se poate ajunge chiar o mașină de pompieri, să zonă... Într-un tabel o să punem numărul contuorului tot și în momentul când vine prețul, mergem cu contractul. Dar noi până atunci încasăm să poată oamenii să-și ia banii, cu oamenii de la apă canal nu și-a mai luat banii, pentru că bugetul nu este votat, pe decembrie nu și-a mai luat banii. E acum... Bine, și ia banii, dar vreau să spun, până nu se face serviciu. Eu ce-am pus să vă spun în următor, că nu este corect. Adică, avem șef serviciu la serviciu apă canal, avem contabil, șef contabil și un singur muncitor. Da, domnule, da. Dar sunt cheltuieli numai la salarii, sunt cheltuieli multe cu întreținerea rețelei, banii cheltuiți din serviciu. Vorba de trei cu mapa, unul cu sapă. Păi da, păi da, nu, s-a angajat muncitor, domn primar, dacă serviciul de asemenea. Da. Ai șef serviciu, ai contabil și ai un singur muncitor. Domnul, dumneavoastră n-ați înțeles că poți... N-ați înțeles că posturile sunt blocate. Dumneavoastră n-ați înțeles că posturile sunt blocate. Eu cum să angajez om până nu știu rentabilitatea firmei? Eu, poate la un moment dat, sunt nevoie să le tai din să-și tai singur din salariu, că nu-i rentabil. Că ei fac un împrumut, dar dacă nu-i rentabil, ce se întâmplă? Dumneavoastră v-ați gândit? Angajă. Pentru că primăria nu mai îi dă bani împrumut, nu îi dă... Trebuie să-i dea înapoi. Domnul primar, v-am spus că nu este corect să ai contabil, șef, serviciu, apărăna și un singur muncitor. Asta am spus, dacă vreți să înțelegi. Muncitorii nu înțeleg, pentru că muncitorii nu o să angajez oameni, pentru că omul ăsta nu-mi face extindere de apă, nimic. El îmi face verificarea contoară, întreținerea îmi face. El nu-mi face branșări și ăsta, că nu are... nu e în atribuțiunea lui să facă branșări. Branșarea o face firme specializate, noi numai verificăm. Sau noi am lăsat pe oameni, dar pe bun... Au spărturi de conduct. Am mai făcut-o. De acum când vrea să cupleze, mergem și asistă omul nostru. Dar nu omul nostru lucrează, că noi nu avem serviciul ăsta ca să... Domnul Petrișor, dar mai e o problemă aici, trebuie luat domnul Petru capul. Faptul că, de exemplu, este el, dar dumneavoastră ați văzut și de atâtea ori ne-am întâlnit cu fiecare dintre dumneavoastră, de la ajutorul social cât sunt. Totdeauna câte 2-3 oameni ne ajută. Dar cu tractorul iară și ne ajută. Dar ăla face muncă necalificată de la ajutorul social. Da. Muncă calificată.
Încetul, cu încetul se rezolvă. Aveți până acum, toate spațiile de conducte. Avem o firmă pe care dumneavoastră să plec. Da, da, da. Și rezolvată. O rezolvăm. Domnul Apostol vrea să spună că are numai să vorbim și vrea să mai angajeze. Domnul Boache, n-am scris la cuvânt aici. Nu putem să angajăm acum. Când o să facem serviciu și o să vedem dacă... Are să ascultă pe domnul Petrișor. Dacă e merentabil să angajăm... Domnul Petrișor e abonat. Una, două, mai lăsați-mi și pe noi. Ia scrieți la cuvânt, domnul Boache. Dacă nu mă vedeți, eu nu-mi prezint. A zis ceva. Dacă nu-mi picioare, domnul. Nu-l băgați în seamă. Apreciez inițiativa domnului Boacă de a participa și consilier o dată pe lună. Vreau, văd că e la modă să plasăm mâța în Consiliul Local. Astăzi e la modă, Consiliul Local e de vină. Vreau să vă zic un lucru. Și eu lucrez în primărie de 2 ani de zile. Atribuțiile mele sunt ca să rezolv problemele care răspund de mine. Eu nu mă duc în Consiliul Local, nu mă duc la domnul primar să-i spun astea sunt problemele mele rezolvați. De-aia suntem angajați ca să rezolvăm probleme. Consiliul Local are atribuții deliberative. Atât. Vă rog frumos, nu mai veniți și plasați mânța la Consiliul Local. Dacă ne uităm în raportul domnului Amarde, jumătate din el ne spune ce să facem noi. Sugerează, domnule. Sugerează, propune, sugerează, e același lucru. E același lucru. E același lucru. E același lucru. A propune, a sugera, e același lucru. Limba română e un pic. Dumneavoastră sau toți angajații, dacă au sesizat o problemă, să facă referat către domn primar să se rezolve, după care să vină Consiliul cu proiect la noi. Și dacă nu informez Consiliul Local cu problemele astea, probleme, o să-mi spuneți probleme, dar nu ne informați. Nu ne le aduceți în raport. Că raportul de activitate înseamnă să spui ce ai făcut anul trecut. Extra. Atât. Și nu alte propuneri și... Propunerile le faceți referate și veniți cu alte proiecte separate. În timpul anului. Deci vă rugăm frumos, nu mai plasați mâța la Consiliul Local. Da. Angajații au atribuții să rezolve problemele. Că sunt multe, că sunt grele. Asta e viața, nu avem ce face. Ne confruntăm toți cu ele la locul de muncă. Mulțumesc. Da. Domn președinte. Spune-te. Eu se ridic mâna. Am întrebat de mai multe ori ce se întâmplă cu acel teren. De care spune că nu se poate face nimic cu... Nu a spus o dată. Săptămâna din octombrie, toți spune, nu, bă, luna asta o rezolvăm, luna asta o rezolvăm. Eu nu cred că ține numai de domnul primar. Eu cred că domnul primar are și dumnealui soarcelui și atribuții de servici. Pe lângă domnul primar mai sunt și alții care ar trebui să se intereseze de treaba asta. Și care trebuia să se intereseze de acel schimb de teren. Să nu plasăm chiar toate astea numai în capul domnului primar, că nu-i Mafalda. Haideți să fim serios. Cât privește ce zice domnul... Nu mai crezi. Da, bă, dar nu-i așa. Mai este viceprimar, mai este secretar, mai e juristă. De nu numai noi suntem. Ce dracu. Păi dar cum ați să treacă la sanitate? Mai este problema asta care a ridicat-o domnul Petrișor. Că într-adevăr așa este, nu suntem angajații primării. Noi suntem aleși exact cum sunt și ceilalți aleși. Aici îi dau dreptate lui domnul Petrișor, nu trebuie nouă să-mi dea sarcini de servici cum dăm la alții. Noi suntem aleși, pentru asta suntem aici. Să deliberăm și să aprobăm. Dacă putem, aprobăm, dacă nu, sau depinde fiecare după conștiință, după ce îl duci mintea și capul. Atât am avut. Da. Trecem la următorul raport cu privire la desfășurarea activitatea desfășurată în compartimentul protecției mediului. Domnul Amaude Robert a făcut raportul. Dacă aveți întrebări pentru domnul. Eu am o întrebare, domnul președinte. Da. Domnul Amaude, câte controle ați făcut și câte sancțiuni ați dat, măcar scrise la... Cei care nu respectă și mă aruncă gunoaie peste tot, pe străzi, pe unde se poate, unde nu se bat. Toate zoaile sunt acolo. Cel puțin la mine acolo, în zona aia, m-am spus nu știu de câte ori. Ați fost la doamna aia acolo așa și sus la petrică, la presecară, cum îi spunem noi acolo.
un scris, un avertisment, ceva de-a dat la oamenii aia. O să vă răspund în aceeași poziție și tot ca și cum am primit interpelarea, ca să vorbim de pe aceleași poziții cât de cât. În ceea ce privesc, controlele au fost nenumărate și inclusiv sesizări, avertismente în scris. Pecuniar nu s-a aplicat, după cum v-a informat și domnul sau v-a comunicat domnul primar, pecuniar nu s-a întâmplat nicio sancțiune, deoarece eu, prin atribuțiune, nu pot sancționa. Doar Garda de Mediu Bacău poate sancționa direct cu procesul verbal de sancțiune. Așa. Iar poliția locală nu s-a comunicat. Eu de obicei sau de regulă, aceste controle sau, mă rog, trasee pe care merg în punctele în care sunt cunoscute, în care se depozitează ilegal deșeuri, o fac cu poliția locală, cel puțin un polițist. În deplasările de care vă spun, am constatat nenumărate nereguli, inclusiv la sesizărilor dumneavoastră, domn consilier Nicolae, m-am deplasat, am sancționat verbal, impropriu spus sancționat verbal, dar după la întoarcerea la copii am întocmit o adresă prin care, scrisă, domnul, care sunt la dosare, trimise prin poștă, în luare la cunoștință și am început să primesc feedback, vin oamenii în urma discuțiilor avute, chiar ieri, Drăgănoiu, vis-a-vis de acolo, domnul Floroiu, Drăgănoiu, unde am fost în dumneavoastră? Dar imediat, să răspund dacă am fost undeva, da? A venit, omul își face vidanjă, am discutat toate problemele astea și a procurat materiale, le-am văzut, a început să săpe, a venit iarna pe nepregătite cum ne prinde pe noi. Omul a promis că cum se duce zăpada, aș face vidanjă și nu va mai avea evacuarea aia în părâul Hățoa. Da, vă ascult. Spuneați că ați făcut mai multe controle și unde le-ați făcut? La ce, la ce unități? Adică noi am vrea, am făcut controle la restaurantul, magazinul, locația, buticul. La restaurantul, buticul, locația, nu am dreptul eu să fac controle. Să ajungem și la dreptul. Să vă răspund. Ajungem și la dreptul. De ce nu aveți dreptul, mă? Sau și mă întreb, nu sunteți autorizat în calitate de inspector al mediului? Nu, domnul, nu. Și am înțeles că nici poliția nu este autorizată. Da, domnul, da. Poliția refuză. Poliția este refuză. Vine acum cu... Că nu avem hotărâri din Consiliul Local. Am spus să facă hotărâri, să facă și... Dar eu știu că este, dar zice că nu vrea cuantumul amenzilor hotărâri din Consiliu. Acum vreau să fac eu o hotărâre ca să veniți să o votați cu amenzi de la cât la cât după lege. Exact. Uitați-vă în mandatul trecut că poliția locală este înființată de vreo 10 ani. Le-am scos, domnul primar, le-am dat pur și simplu. Le-au și înfișat. Vin fiecare cu asta și că nu, îi trimit și nu poartă asta. Și se uită, începând cu până și Alina. Cel mai recalcitrant este Tibi, care îl iau la asta, am început să le tai din ore, pentru că nu vin. Păi Alina plecase la Ștefan cel Mare, n-a fost bine acolo, la mică aici sunt mai proști la uitul, nu se poate. Și... Păi de ce n-a fost acolo? Tot dumneavoastră ați cerut implicarea consiliului local. Eu sunt de acord. Eu cel puțin personal, dacă nu este de acord altcineva, eu sunt de acord. Să merg în teren, după cum merg, și să vă aduc la cunoștință dumneavoastră niște nereguli. Nu asta. Dar cred că să vă ajutăm în ce? În conștientizarea. Și asta. Asta e în primul rând. Da. În primul rând. Adică în modul când vă întâlniți cu... Dar dacă găsiți o neregulă și vin și vă ajut și vă spun. Dar e foarte bine acest lucru. Da. Nu mă deranjează cu absolut nimic și este normal să primesc informații. Da. Pentru că, încă o dată, postul este de inspector protecția mediului, nu femeie de serviciu a comunei Oituz.
să delimităm un pic. Da, da, femeie, nu poate să... Copii? Nu vă pune la mătura, domnule, nimeni. Vreau să înțelegeți, dacă ați înțeles ce am vrut să spun. Este o poziție greșită. Da. Copii? O atitudine greșită. De ce ne spuneți nouă că vă declarați... Nu, nu! Mi s-a spus, domnul inginer. Asta nu am avut ce poate serviciu, trebuie să-l faci. Cum puteți să meriți serviciu? Da. Nu, nu, e o atitudine greșită. Mă, nu am zis nimic, oricum eu cred că până nu știu cum credeți de cunoștință, dar sunt considerat femeie de serviciu. Trebuie să-i dragă cineva. Nu să dau sancțiuni, trebuie să faci autorizat. Nu să faci, așa mergi în deavoare. Clar, ești bine deplinit. Acolo, domnule, ne îndeplinim treaba. Domnul Apostol, domnule Apostol, băi, eu te ajut, dar nu-ți fac treaba, nu? Da. Deci am înțeles, domnul Amade, dânsul ca de inspector mediu nu are dreptul să constate contravenții. Constată, are dreptul să constate orice constată inspector și de poliția, poliția nu vorbe la prinde, constată, ia măsuri și aplică, domnul primar. Dacă nu, uitați-vă în 215, dați dispoziție în acest sens. Aveți acest drept. Dați dispoziție în acest drept și constate și se ia măsuri. Vine garda de mediu. De asta am înființat postul. Dacă vă amintiți ce a spus când eu am fost, am spus, nu se impune la nivelul cunoscut să înființăm un post inspector, compartiment protecția mediu. Dumneavoastră a spus, dacă vă amintiți. Nu trebuie să deplaseze de pe prunduri, să constate contravenții, să fie măsuri, să dea amenzi, nu știu ce. Eu nu știu exact ce a spus în raport, dar dacă vă da, duceți... Da, uite pe filmare și vă spun exact, am redat cuvintele dumneavoastră. S-a afișat peste tot, nu aruncați gunoiul, amenzi și treburi din astea. Poate nu v-am spus, a căutat firmă, trebuie, începe și ieri, nu știu dacă a fost, să punem, să punem containere, reciclare, pentru selectarea colectivă pe la toate instituțiile, întreprinderile și asta să, pentru colectare. Deci toată ziua se lucrează trebuie, da? E de durată, pentru că nici ăștia de la... Dați o dispoziție la acest sens, domnul primar. Dai dispoziție. Dar de mai de zile de o primară, tot primară, tot. Ba mediu, ba poliție. Poliția nu vrea că nu vrea. Doamne, poliția, poliția este, da, pentru că poliția este de vină. El îți constată și poliția are pe mediu. Citeți-i atribuțiunile polițiștilor. Și pur și simplu nu vor. Polițiștii nu vor. Și acum trebuie să o rezolv. A zis că n-am mașină. Le-am dat cătușă, le-am dat tot ce trebuie. Le-am făcut. Și uite, refuză să vină, a fost chemat de pe aici și acum. Păi ei, așa au mai plecat, așa au mai plecat și ăștia refuză să dea și avertisment. Dar mașina e lăsată pentru activități, pentru asta este locală. Nu se ducă contabil, nu se ducă la Bacău, sau la Iași, sau la Bacău. Nu se duce la Iași, nu se duce la trezele mei. Domnule, mai am un pic. Deci, am... Tu de aceea trei rapoarte și avea stat cu unii precizări. Un raport de informare trebuie să cuprindă cel puțin trei capitole. Introducere, cuprins și încheiere. Dacă vrei să te respecti ca funcționar, faci un raport. Nu, asta e compunere, nici o scris acolo. Deci, mai introducere. Necesitatea înființării compartimentului inspectorul protecția mediului. Baza legală. Legislația care reglementează protecția mediului. Obiectul de activitate. Scurt la introducere. La cuprins. Activități desfășurate în perioada analizată. Rezultate obținute, măsuri luate, nereguli constatate prin desalubrizare, modul de colaborare cu societatea RomPres, probleme ridicate de cetățeni vis-a-vis de desalubrizare. Sunt anumite care îi puteau, care s-au întâmplat, domnul Comunătuș, puteau puse pe hârtii, nu numai pentru noi, pentru toți cetățenii comunului să vadă. Și în încheiere, eficiența compartimentului, activități de prevenire, măsuri ce urmează a fi executate pe anul 2018. Scurt și cuprinzător. Dar le facem compunere, domnule. Domnul primar, pe video, puteți să numească un șef să vină să ne dea raportul
Cui? Dar de la de ce zile se întâmplă asta? Domnule, stabilim un termen, că noi stabilim termeni aici, dacă tot ne-am adunat. Stabilim cu domnul primar de comun acord un termen și rezolvăm problema asta, ci tot o interdiversă. Ce există? Că nu vor să facă. Ce răspunsul e ăsta? Ce să-i mai cere că-și lucră? Îi convins că nu se poate face. Adică, haideți să căutăm să rezolvăm problema, nu să vorbim. Nu trebuie să căutați și... Sigur, e poliție. De ce? De ce? De ce? Da. Ce se întâmplă cu poliția asta de mă gândi? I-am spus-o, veniți că vă consiliu local. Și? Nu te auzi, nu? Dați-i voi să vă spun. S-a lăsat, s-a lăsat, s-a lăsat. S-a lăsat Leonard. 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 S-a lăsat Eu n-am vrut să mă iau de ieșit. Chiar de când ăsta a schemat pentru raportul cu Anil, a vorbit de altceva. De altceva și nu i-a zis nimic. Ce-a făcut? A vorbit de altceva. Eu mi-a dat să mă place. Dar n-a venit în treabă. Dacă nu mă apucați, cu ce să mă pădați de domnul Anisa? Dacă nu mi-a zis raport. Dar vorbea cu cotizația ADIS. Cum vrea cu tine? De master plan. Și mai știi femei de serviciu, doamnă. Dar cine la comun bani? Era vecin cu mine, dacă nu era vecin cu mine. Hai lăsați asta de vecin. Dar nu, nu vreau, nu vreau. Ați te vecin cu toți, poate, și cu viceprimarul și cu viceprimarul. Și viceprimarul, direct primarul, nu poate să zic. Sau nu-i sporul, doamnă, niciun polițar. Eu propun să... Nu, dar de acolo cum a propus și domnul Petrișor, nu retreacă la salut. Bine, 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 bine. Domnul, domnul Pagor, să vă spun de legea 215, articolul 17, cu atribuțiile secretare. Cu schimbarea omului. Cu schimbarea omului. Cu atribuțiile secretare. Așa, și? Ca să nu mai aveți dubii, să nu mai faceți apropo, că secretarul trebuie să rezolvi problema... Nu, doamne, dumneavoastră în timpul ăla era juristă, și nu era secretar. Și juristă, da? Și juristă și împreună cu domnul primar, putea să vă și aveați și soțul la îndemână atunci. Acum nu mai aveți nici aia, nici aia. Și putea să rezolvați mai calul. Asta e în opinia dumneavoastră, nu puteam să rezolvi. E în opinia mea, doamne. Eu de asta în gură să vorbesc în consiliu. Și eu de asta în gură să vă răspund. Și de asta eu și eu am văzut legea 215, păi nu știu. Păi am să vă spun articol. Nu trebuie să mă dați, am văzut articolul. Data viitoare să vă faceți datoria și dumneavoastră și domn primar și ceilalți care sunt angajați în primărie, nu consilier. Angajați. Nu s-a angajat. Discute domnul Doael despre polițiști. Bun, ce se poate face atunci cu ei? Ce putem face? Să vină domnul primar. Doamna secretar, vă rugăm să consemnați procesul verbal ca domnul primar se face la comisia de disciplină. Ce se poate face? Nu este adevărat. Domnul președinte, nu este niciunul. Am înțeles. Domnul... Dar poți face un referat? Eu propun să lăsăm pe următoarea ședință dezbaterea raportului, că așa e normal. Și până atunci să clarificăm problema cu cine stăm de vorbă, nu? Oricum e problemă. Nu schimba pe aici. Nu, domnilor, ei au plecat în patrulare pe jos să vadă unde sunt, unde se fală mare, unde care unde aruncă zoaile. Diverse facem. Acum. Discuție de diverse. Da, și eu aș dori ceva. Două vorbe. Statul fi, cum a rămas cu... O să revenim la raportul. Îl analizăm în ședința următoare. Da, da. O să invităm din nou, domnul Cursa. Să fii prezent. O să invităm scris. Și-ar trebui... Da. Și domnul primar, ar trebui și din la poliție, lăsa cu mine și singur acum, ori șeful de post, ori asuntul șefului de post, să fie din când în când și aici. Nu din când în când, la fiecare... Normal așa e la domnul primar. La fiecare ședință. Dar măcar ei nu au venit niciodată, domnule. Sunt atâtea probleme. Ne-am făcut raport sus că așa am ajuns. A parcat mașina aici în față. Și când a vorbit vicele să vină să-l sancționeze că a parcat în față, a zis, făceți-mi scris. Și a trebuit să vorbesc cu la comandant ca să poată să vină să-l sancționeze. Da, domnule, dar un șef de poate. Așa au ajuns. Înseamnă că și ai noi și s-au învățat cu aia. Da. Deci, și așa nu sunt mulțumit. Care le vă rugăm frumos să le faceți un referat
compartimentului și să-i trimiteți la comisia de disciplină. Acum mai pune la comisia de disciplină. Pentru că... Și astăzi sunt prezenți sau sunt astăzi? Domnule, sunt, dar nu sunt sora aici. Da... Mașina e aici. Mașina e aici, uniform, prezintă. Dar cum plec în teren? Nu trebuie să amânță, domnule, plec în teren. Că vin după teren. Nu fac nimic, domnule. Hai să vorbim la fața de hai să ceva divers. Domnul inginer, aveați cum voi. Eu altfel, în legătură cu dezlepezirea domnului primar. Da. Azi dimineața am venit cu autobuzul. Șoferul de la autobuz a spus următorul lucru. Nu am unde să întorc autobuzul la cap de linie. Trebuie să iau copiii dimineața la 6:30 să-i aduc la Românești, la școală. Domnule, e drumul național, domnule. Drumul, dar nu întoarcem drumul național. Da, domnule, la chepii se întoarcă. Noi acum am vorbit. Dacă ăsta e să meargă tractorul sus, dar eu nu pot. N-aude domnul Vântul. Domnul Trimantin, unde se poate face? Aude, dar unde? La Brașov, la intrare. Dar nici la chepii nu se poate. La senzilatoriu. La chepii la Brașov, e unul mai mare. La Sanselmo. Dar hai să vorbim pe noi întoarcem acolo la biserică. De ce? Tractorul se lucrează, merge, trebuie acolo, se întâmplă toate cele, n-are unde. Nu poți să faci... Și mă pui și la munte. Da, vreau să mă mai mai mult. Iar unițele, zero, ce să zice? O uniță se merge ca... Intră, domnule, o să plece, dar a făcut întâiere. Nu se poate că în situații de dar mașina două aia să pleci, să chemăm oamenii noaptea și ziua le dăm liber, că dacă zăboarea s-a oprit de când? De la cine se lucrează, domnule, tot? Dar cum? Domnul președinte, am spus, dacă se poate la nivel când se încheie contractul de 10 zile. Atunci am spus că nu se poate și domnule așa. Cu un tractor și cu un bultor la comună, o tuzie este foarte mare. Nu reușim. Avem și camion. Bun. Și cel din Poana Sărată și cel din Hârgea trebuie să plece la servici în aceea zi. El ajunge la Poana, poi mâine. La dezepezi. Nu este lama la camion, domnul primar? Avem lama. Dar lama de la care a fost două lame. Una pentru tractor și una pentru bultor. Au fost. Nu a fost pentru tractor, domnul. Camionul nou nu are. Aia roșie? Nu are. Nu are și mai are una gri. Una, un plug a fost pentru tractor. Nu putem să rugăm și pe Marius să ne ajute. Trebuie plătit, domnule. Sunt prestări servicii care îi poți face, îl plătești și omul îți dezăbezește. De mai avantajul să nu te faci cu ceva. Păi nu, dar sunt situații... Prestări servicii, dar s-au mai făcut lucrurile astea. Dar cum adică? Ce nu ce-i contract? Faci prestări servicii, omul dezăbezește, contracost, asta e. Acum. E ușor, e un luați bani, te spuneți de unde luăm. Măi, este mine, iar nu avem noroc. Să lăsăm oamenii să-și facă... Spuneți de unde luăm bani. Să nu mă iasă. Luăm 100 de tractoare, zice de unde luăm bani. Acum luăm bani, să-i domnule, lăsăm așa. Ia zici, domnule Nenu, la pădure vreți să exploatați, da? Până aduceți tractorul, bultozul, stați pe dreapta, nu? Când lucram. La asta nu puteți face tot. Asta înseamnă, oamenii spune, plece la serviciu, steam. Dar se poate, domnule, se poate, dar nu-i musai să iasă din curte, să mă ducă să-i fac în curte. Hai să dar am spus asta, domnule, pe drumul. Sau pe drumul național. Eu pe drumul național și așa am făcut o grămadă. Pe ulițele sătești, să fii înțelești. De la ora 5 lucrează pe uliță, dar nu poți și... Duceți-vă dumneavoastră la drumul național, sunteți care două mașini la Poiana Sărată, n-are mai multe. Asta nu înseamnă că trebuie să aduci 20 de mașini într-o oră să te... Păi nu, dar în 20... Nicăieri nu se face, domnule. Într-o oră să face dezepezirea. Păi da, așa cere lumea. Într-o zi. Nu poate să intre microbuzul până la școală să lase copiii. E periculos acolo. Am mai spus și domnul vice în ședință, am mai spus de câteva ori. Copiii îi lasă exact în față la central, acolo, în stradă, se lasă de către microbuz. Sunt, când există consiliul de administrație, asta nu poate să intre până la școală, va să discută cu directoarea, există un program. Și nu activ să șoară. Dar dacă dăm copiii să mă ajungem la program, nu poate să mai încadrezi din program. Sunt că era, ce vreau să răstrău acum.
aveți pe la ferăstrău de la de ferăstrău. Buzele sunt folosite pentru transportul elevilor la școala numărul 2, nu la școala numărul 1. Deci nu amestecăm una cu alta. Dar se poate face un rabat, că nu mergi 20 km. Dar în vedere că și Poiana și ferăstrău se va închide, o să fie nevoie de microbus suplimentar. Vă gândiți că copiii o să vină la Oituz. Poate avem că unul. Deci, nu știu cum, deci problema este timp. Asta a trebuit de directorat. Asta le durează o oră, să intre acolo, să lași copiii o oră, un minut. Nu mai mult, adică nu e. Să intre măcar până la corpic acolo, să nu-i lași în strada principală, unde e circulația foarte mare. V-am spus care e prima de timp, să ajungă la Poiana, să ajungă la Tugăriești, să ajungă la Tugăriești, să ajungă peste Oameni. Te-am mai spus și eu, durează un minut. Nu. Da, domnul. Domnul consilier, dacă ați vizionat filmarea din ședința din 21 decembrie, vreau să vă fac cunoscut că după ședință, care s-a ținut la Căminul Cultural, domnul viceprimar a plecat prin comună cu dânședurile exclusiv și a filmat și a dat pe post exclusiv TV obiective realizate din 2016 până în prezent. Mă gândesc, ținând cont de faptul că am fost în ședință la toți consilierii la Căminul Cultural, nu era mai corect domnul vice să ne anunțe și pe noi. Uite, domnul, ce vreți să fac? Delegam doi consilieri să-l însoțească în comună. Nu a spus nimic în ședință, pun întrebarea... Secret. De ce mai facem ședință dacă domnul vice nu ne științează? Uitați-vă pe filmare și să vedeți obiectivele, așa. Domnul primar, nu era mai corect așa să fie... Domnul, și dacă a arătat obiectivele, care e problema? Îi făceați dumneavoastră la ceva la obiectivele? Nu, nu, nu. Sau vrea să vă filmați lângă obiectiv? Nu, 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 s-a filmat domnul vice. A, păi dacă spuneam, păi da. Aveți timp să merge. Dacă nu, vreți nu, să vă filmați, nu, eu nu m-am dus să mă filmez lângă obiectiv, să arăt, domnul, să arăt eu, eu am făcut obiectiv. Eu, păi, spune, asta a fost, a fost că s-a făcut în timpul mandatului, eu totdeauna la dacă nu veni la ședință, cu ajutorul Consiliului Local, niciodată păi, domnul, nu se spune că am asta în filmare, urmăriți filmarea. Domnul viceprimar arată cu degetul către bazinele de la apă, uitați pe filmare și spune, uitați obiective realizate în mandatul de când sunt viceprimar. Bazinii? Uitați pe filmare. Cum adică? Și de asta am spus, de exemplu, toate obiectivele astea, nu le-ați făcut nici dumneavoastră, nici viceprimar, au fost făcute în Consiliul Local. Aceste proiecte, hotărâri, au trecut în Consiliul Local. Și de asta zic că consider că era util și corect. Domnule, delegam și doi consilieri, mergeam, domnule, la obiectiv. Noroc că nu se uită multe lume. Luați un tablou, domnule, și puneți-le acolo. Bine, domnule. Alte probleme adresi. Dacă asta era o problemă. Nu, nu, nu. Mai sunt probleme adresi. Era acolo. Domnule, lasă pe filmare, sunteți. Domnule, lasă pe filmare, obiective realizate, de când sunt nici primare. Mai sunt, domnule, Dorel, discuziți. Dar povenind de Consiliul Local, cum cuvânt. Ne uităm pe filmare. Problema ar fi asta. S-a zis la ultima ședință. Consilierii sunt invitați să prezinte la data din 28 decembrie, la Căminul Cultural, vine PIS-ul, toți care trebuiau să vină. Sau vin doar doi aici. A fost pe 21. Eu vă povestesc. Am fost la ședință data din 28, doar doi consilieri. Am fost în Suceava. Am fost invitat, domnule. Da. Nu i-a fost obligatoriu. Da. E cu totul acela. Dacă ți-i îți plac obiectivele de iar, du-te acolo. Dar ce mai fost față, domnule? Capra, mult. Are ieșit discuții, și vreau să știm de la sursă autorizată. Au ieșit discuții vis-a-vis de banii care s-au dat la CETI. Că la Oceată, pe Hezma s-a dat mai puțin, peste Vale s-a dat mai mult. Vreau să-i spuneți dumneavoastră cum au fost împărțiți banii la CET. Domnule, a semnat ei, că au strigat ei aiurea așa. Deci eu le-am dat la fiecare din buzunar, la urs, 100 de lei din banii mei. Nu, nu, nu asta mă îndrept. Îmi trezează banii de la bugetul local. Banii de la bugetul local a fost 300 pe bază de semnat. 3.770. 3.750. 50. Bani pe statul de plată. 3.770. Atâta vină, așa și nu s-a dat acolo. Eu eram acolo și știu cum a trebuit. Nu, ei strigau cum vrea altceva, dar eu am dat că-i mulțumim pentru autorizație, dar eu la fiecare urs din buzunarul meu am dat 100 de lei. La fiecare. La când a vin la cămin, am mai dat și încă 100 și erau mai mult ăsta. Deci banii de la bugetul local i-ați dat când ați... Aici, pe statul de plată. Da, 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 da. Da. Nici n-am pus eu mâna pe ei. Aici e așa. Eu am văzut acolo, da. Nu v-a ajuns la urechi discuțiile astea care a fost?
asta. Da, așa, așa și la biserică. Și la biserica catolică a zis. S-au strigat ei aiurea, da. S-au strigat, s-au strigat ei, dacă au strigat aiurea. La unii a zis că 400 le-a dat la răzmăriei și le-a zis 200. Și le-am dat 4 milioane la capă și au strigat că am dat 10 milioane. Era cu vecinul nici a vrut câte a dat. Știți cum a făcut ei acum, că la nuntă? Când era cu darul odată. Te dai 200 de lei și ți-a dat 300 de lei, ca să crească darul. Alte scrieri la cuvânt la diverse? Sorin, mai merge tractorul că pe la Gurița, la Traia la Viorela. Acum sunt. Următoarea și trebuie 22 februarie. Mulțumim. Ai 22? Da. Să stăm un pic.